Bun găsit, doamnelor și domnilor! Luni seara, de mult nu ne-am mai întâlnit lunea seara, iată că ne întâlnim astăzi și cu un invitat mai mult decât special, o vedetă în adevăratul sens al cuvântului, cum ar spune alții, să bată tobele. Astă seară în studio, șoimul din Parând, după cum au scris colegii mei pe ecran, Tomi Coconea. Tomi, bine ai revenit la Vorba lui Tașca! Bine v-am regăsit și mă bucur că ne vedem așa după un sezon, după un an de zile. Să tot fie un an de când ai fost tu. Da, un an de zile, tot așa la sfârșitul de sezon. La sfârșit. Și la începutul competiției, dar din păcate anul trecut nu s-a ținut la Xpir. Mi-amintesc că am vorbit și erai crezător că poate totuși se va ține și erai dornic să participi. Hai să începem cu sezonul, exact cum ai spus, Tomi. Ne-am și întâlnit la munte, din păcate nu în Parâng, unde ești, cum să zic, nu știu cum ești, host acolo, ești gazdă pentru toți cei care merg acolo. Ne-am întâlnit la Straja. Spune-mi cum a fost sezonul, Tomi. Sezonul a fost pentru toate stațiunile, nu numai pentru Parâng sau Straja, toate stațiunile. Am ajuns chiar și acum 3 săptămâni, într-o zi am fost și la Transalpina și am discutat și cu cei de acolo. Se pare că toată lumea e mulțumită. E un semnal de alarmă că pandemia a fost benefică și se pare că foarte mulți români pleacă afară în străinătate. Pătrile din Austria și plecau, exact, și aici ne-am dat seama ce potențial turistic am putea să avem dacă dezvoltăm turismul de care vorbim și cu siguranță vom avea de câștigat. Asta e un semnal de alarmă. Eu zic că pe foarte mulți investitori și nu numai, îi determină să investească mai mult. Investească mai mult și să nu, și chiar dacă se va da drumul și de la anul sau din vara asta, sperăm să se dea drumul, să fie mai relaxată situația și se vor da drumul și afară la pârtii și la turism, să nu îi mai facem să mai conducă acei 1000 de kilometri, să rămân la noi că avem cu ce. Mă surprinz cu această informație că inclusiv cei de la Transalpina sunt mulțumiți pentru că ei acolo știu că au fost probleme, au deschis târziu. Da, doar că au deschis târziu, dar zic că din ce am discutat așa, au fost mulțumiți pentru sezonul scurt care l-au avut. Cum ne-am întâlnit și împreună, ne-am întâlnit și la Straja, unde sunt foarte bine organizați și au fost un sezon foarte... Cred că la Straja cuvântul de ordine se spune fabulos, pentru că am avut ocazia să mă intersectez cu maghiari, cred că din Ungaria, de fapt. Am auzit și engleză, am auzit și nemțește. Da, au avut și ei. Așa mulți turiști au fost peste tot, că în perioada aia după sărbători imediat au avut și blocaje. Pur și efectiv au blocat cu barieră să nu mai urce. Deci e clar că trebuie să împânzim versanții din Valea Jiului cu instalații. Asta e un semnal. Păi tocmai am auzit că la Straja nici de cum nu se opresc investițiile și continuă, ceea ce e un lucru foarte bun. Acum sper să fie și în Parâng aceeași poveste, dar aici lucrurile sunt mult în urmă, aș putea să spun. Poate și pentru că... Din păcate s-a făcut fundația și infrastructura pârtilor, cum e pârtia din Slima, Beu și până sus în Baciu, mai jos de Parângul Mic, spârtile făcute, canalele de pentru tunurile de zăpadă sunt făcute, din păcate s-a oprit proiectul, dar sperăm să se deblocheze. Cred că e nevoie de instalații, nu, Tomi? Da, de instalații. Deci instalațiile... Măcar teleschiuri, dacă nu telescaune sau... Nu ai spune cu teleschiuri. Lumea acum devine din ce în ce mai pretențioasă. Și mai comodă. Mai comodă și vor să-și comprime timpul rapid, să stea cât mai comod într-o gondolă sau într-un telescaun rapid. Nu, dacă au alternative la niște stațiuni apropiate de noi, atunci cu siguranță vor alege, dar așa, dacă se va investi și va începe și Parângul să se pună aceste instalații, cu siguranță, cum discutasem și cu prietenul meu, Andy, o să pună și colegii în curând pe ecran o filmare extraordinară pe care ați făcut-o împreună. Visul meu care mi-l doresc este ca
să ajungem să se schieze pe același ski pass în Valea Jiului. Ar fi fantastic. Aoleo, deja mai dus așa de departe. Nu mai de departe. Uite cum, dacă până la urmă e o chestie transparentă, chestia cu ski pass-ul, mai ales acum cum... Da, se vede cine unde s-a dat, cât exact. Se împart banii, exact. Foarte și simplu. Îi atragem ca și în Austria, cum merg în vacanțe de o săptămână, atunci, clar, poate să vină și... Și între noi fie vorba, cu excepția ta, care ești profesionist și poate Andy Moisescu, doamnelor și domnilor, acum vedeți și pe ecran, a zburat în tandem cu Tommy, chiar în ziua care ați făcut această filmare, ne-am întâlnit la Straja. Și a fost o zi extraordinară, cred că două sunt, două săptămâni, și în față se află Andy Moisescu, iar în spate, cred, probabil îl recunoașteți măcar după ochelari, pe Tommy Coconea, o filmare de excepție, m-am uitat azi de dimineață, avea 2000 de vizualizări și lucrurile continuau, adică... Da, apoi ia seara, am pus... deci de seara până azi dimineață deja avea 2000? Deci un lucru, e un lucru, un lucru extraordinar. Da, este un foarte bun promotor pentru Valea Jiului, s-a îndrăgostit de Valea Jiului, a fost și în Parâng și Straja și... A fost deja mai multe rânduri, aș putea să zic. Mai multe rânduri, da, exact. Și s-a îndrăgostit de Valea Jiului și același lucru discutam și cu el, ar fi fantastic să... Vă dați seama, dacă vine omul în concediu într-o săptămână, îi... plictisitor să schimbi pe aceeași pârtie sigur. O săptămână. Atunci vrei să schimbi, să alternezi. Și la Straja, deși sunt multe pârtii, la un moment dat tot te plictisești. Că... Da, și încerci să mai te duci în Parâng, în Parâng e altă deschidere. Să faci cumva turismul de sezon. Deci, ceea ce instalațiile s-a și văzut că au venit pe tot sezonul turiștii. Deci nu au venit numai în weekenduri. Da, am văzut că au fost turiști care au și inclusiv Andy Moisescu a stat mai multe zile, chiar și în timpul săptămânii. Deja au început să lege ales că dacă în timpul săptămânii e și mai liber, nu e acea aglomerație de weekend pe care o știm, da, exact. Marea majoritate a celor care schimb în weekend și atunci e altă atmosferă. Doamnelor și domnilor, o să am o surpriză, sper, în curând. Am discutat cu Andy Moisescu și o să facem împreună un podcast. Eu pregătesc de ceva timp un podcast și cred că nu va fi departe momentul în care îl veți putea vedea pe Andy Moisescu și din postura de invitat, nu doar de moderator, așa cum bine îl știm cu toții și îl urmărim de ani de zile. Cum s-a legat prietenia ta cu Andy, Tommy? Și după aia ne întoarcem la povestea noastră, să zic. Andy... Te știa? Vă știați dinainte? Ne știam, dar auzise foarte mult de mine, de la Miela Rădulescu. O fana ta foarte cunoscută, de altfel. Prietena noastră comună și... De mult vrea să ne întâlnim fizic și când a venit în Parâng, chiar... A povestit într-o registrare. A fost să ne întâlnim și m-am bucurat că ne-am întâlnit și s-a legat așa ceva frumos. O prietenie. O prietenie frumoasă. Da, păi zice că oamenii de munte nu se simt unul pe altul și, da. Și creează prietenii. Povestea Andy într-o filmare că cum a ajuns la Straja, cum s-a gândit, cum a găsit loc, pentru că n-a fost chiar simplu, chiar dacă se numește Andy Moisescu și probabil oricine, da, pe oricine dacă sună. Dacă nu mai ales în perioadele alea de vacanță spontan, e destul de dificil, clar. Dar a avut șansa, a venit, i-a plăcut ce a văzut aici și iată că, de cât, cred că iarna asta a fost, de cel puțin 5, 6, 7 ori. 7 ori și urmează să mai vină. Și weekendul viitor, da, să ne vedem și... Da, asta se pare că chiar e îndrăgostit de zonă și asta. Să știi că eu de mult am spus și am susținut că poate acest PR i-a lipsit văii și stațiunilor din Valea Jiului. Faptul că n-am investit mai nimic, cred, în această promovare națională, ca să nu spun chiar internațională deja, pentru că probabil mulți români care îl urmăresc pe Andy și nu se află între granițele țării, acum aș doresc să vină acasă, să schieze, să nu mai vin în vacanță doar vara, ci o să vrea să vină în vacanță și iarna. De ce crezi că până acum nu ne-am gândit? Și când spun ne-am,
Evident că nu noi doi, ci cei care dețin frâiele, cei care dețin investiții mari în Parând, și o să vorbim imediat și din cum vezi lucrurile din postura ta de antreprenor și de investitor, pentru că acum ești cunoscut ca și sportiv, dar ești și un mic om de afaceri deja. Păi e foarte important să faci o promovare și cu asemenea oameni care au o imagine. Cu asemenea canale, prin internet, prin televiziuni. Eu zic că și am văzut, am urmărit toate emisiunile niște ambasadori fantastici în care Andy a vorbit și a fost extraordinar. Adică a pus o lumină pe care altfel nu știu dacă am fi văzut-o prin Valea Jiului. Adică... De ce crezi că nu ne preocupăm mai mult? E neștiință? Știi că eu comentez mult partea asta de comunicare și politic și administrativ și toate punctele de vedere. De ce crezi că nu avem acest simț al promovării? Păi, acum treptat începe să se mai dezvolte. Păi, am avut acest noroc, știi, cu... Până acum, să zic, am avut mina asta de aur, care nu a fost foarte exploatată. Straja unde merg și eu mai des, se schiază bine de câțiva ani buni deja. Se schiază, dar acum sunt din ce în ce mai organizați prin instalații și de aia zic că și acum, în multe locuri, spre Petrila, cu călăria. Da, s-au apărut tot felul de... Tot felul de servicii. Da. Dar există acel tot unitar? Foarte descoperit acum pe sezonul de vară, foarte descoperit și foarte populat pe către lacurile glaciare și către trasee. Până acum a fost mai mult partea de retezat și ambele rămân și fiecare are segmentul lui. Segmentul lui și farmecul lui. Deci dar există, Tomi, această îmbinare, să zic așa, adică crezi că vine turistul, de exemplu, la tine. Tu poate îi spui că tu ești un tip de nota 10, dar eu nu cred că toți investitorii spun, știi, mai ai posibilitatea să faci nu știu ce, să mergi în Parâng la Tomi, să mergi la Oslea, să faci nu știu ce, să mergi în... Nu, e foarte important să ne unim, să dăm informația și e ce e mai, și mai important să nu facem, să nu mințim turistul. Să nu mințim și să nu ne vorbim de rău, știi că spunea cineva. Să nu spunem că avem o condiție de 4 stele și noi avem 2 stele, să spunem. Dar au fost și cazuri din păcate. Da, sigur, și sigur. Și atunci antireclama asta s-ar duce destul de repede. Adică mai bine să spui că am 3 stele și să fie surprins turistul să aștepte la 4 stele. Să fie 3 stele plus. Să fie 3 stele plus, că cu siguranță acum informațiile și pe Booking și așa mai departe se duce vestea foarte repede și e foarte important să le oferi condiții. Deci asta spuneai și tu că turistul a devenit destul de comod așa. Destul de comod și deci dacă face... Și vrea lux, vrea, da. E dispus să și plătească, într-adevăr, da. Ceea ce e un lucru foarte important. Dar deci, trebuie să fim atenți și la mâncare, foarte atenți la curățenie, la servicii și atunci vestea se duce mai departe și cu siguranță sunt niște exemple concrete chiar și în Parâng. Câteva cabane care au funcționat foarte bine, că și-au văzut de calitate și scăutați. La un moment dat o să ajungi ca cei turiști să se repete, să tot vină și din contră, dacă am fi uniți și nu ai loc, nu trebuie să spui gata, nu am loc. Trebuie să existe o unitate unde să dai mai departe și vecinului și să... Să fie toată lumea mulțumită, cum se zice. Câți turiști au fost în Parâng sezonul ăsta? Așa, sigur că n-ai o estimativ. Eu cred că 90% au venit la tine. Sau au trecut și pe la tine. Au trecut. Dar ce m-a surprins plăcut, că ambele telescaune au funcționat și s-au plimbat chiar și cei din Vale, din Petroșani, foarte mulți. Au venit la plimbare, la aer curat? La aer curat și au descoperit muntele. Și acum e și un trend foarte mare, au văzut și monitorii de schi. Din ce în ce mai mult se-și dau copii la schi și asta e iară un semnal de alarmă. Ți se pare că a luat amploare schiul? Mie mi se pare că în ultimii ani a crescut vertiginos. Adică... A crescut vertiginos și s-a văzut, cum am zis, și în vacanțele. Eu chiar și eu sunt monitor de schi și am avut grupe de copii împreună cu niște monitori din Parâng, cu Izabela și am avut grupe de copii care au venit să învețe. Care au venit să învețe, exact. Și
Ce extraordinar trebuie să fie pentru un copil, învăț să schiezi cu Tommy Cocone. Adică e ca un, ca un brand, așa. Nu, dar mă bucur că... Nu, dar am sesizat... E important și relația între monitor și copil să fie plăcută și de încredere. Să acum, tu fiind tătic, e clar că ai o deschidere... Sunt, v-am zis, sunt părțile... Au fost și chiar am avut și zăpadă, sezonul ăsta ne-a ajutat. Mai e zăpadă în Pârâng, apropo? Da, eu chiar și astăzi am fost la schiretură. B-ul până la 200 de metri de finish e... E schiabil, cum se zice, da? Super. Totuși, câți turiști crezi că au fost în Pârâng? Ca să ne dăm seama cam de câte ori a fost mai mult în strajă, știi? Au fost câteva zeci de mii, cred că au fost, lejer și în Pârâng, nu? Da, cu siguranță. Eu cred că în straja putem vorbi lejer de sute de mii. Cred că dacă au o statistică din aceea pe urcări, știi, pe telescaun, pe teleschiuri, eu cred că sunt milioane de urcări. Adică, eu zic acum ca om care am fost acolo și am văzut cumva detașat de chestia asta, știi? Adică n-am numărat. E foarte important să au investit în instalații, în atracuri, în organizare și... Da, și nu te poți duce oriunde, ai cu ce să urci, nu trebuie să urci cu schiurile în spate, așa cum se făcea cu 30 de ani sau mai bine, și atunci turistul vine. Însă, cum ai poziționa, dacă pui Pârângul lângă straja? Nu, sunt amândouă stațiuni cu un potențial fantastic. Noi, dar parcă la straja e mai adevărat potențial. Dacă legăm partea de Slima cu tot B-ul, cu partea clasică cu tot și mai ales cum se preconizează și la straja că se va uni cu pasul Vulcan, deci vor fi două stațiuni puternice. Doi poli, da, foarte puternici. Trebuie să existe o concurență, să zic în ghilimele, constructivă. Exact cum... Sigur, dar lucrurile astea nu se vor întâmpla peste noapte, din păcate, aș zice. Nici unirea strajei cu pasul Vulcan, cred că e o chestie de luni, de ani. Adică va dura foarte mult, e și destul de complicat, din ce am înțeles. Poate, de adevăr, la straja, dacă se dă drumul și la telescaunul acela de pe vârf, care anul ăsta n-a mers, și am înțeles că există și o problemă tehnică, a înghețat acolo ceva și s-a stricat, eu zic că iară se va mai câștiga un punct în plus, pentru că m-am uitat deocamdată de jos, să zic, arată extraordinar și ce e acolo. Adică muntele, Dumnezeu a fost generos cu noi, din punctul ăsta de vedere. Din punctul ăsta de vedere, da. Cum vezi ca antreprenor? Ai ieșit bine la sfârșit sau încă n-ai intrat în linie? Eu am fost în ultimii 2 ani acum într-o perioadă de investiție, că am luat și acel container, l-am luat în... Da, a preschiu, deja cunoscut. Da, în rate, trebuie să achit, dar am de gând să mai fac niște îmbunătățiri. La preschi sau la cabană? Și la cabană și la... La cabană n-aș mai avea mult, să dau drumul turistic. Și la prescris să mai fac niște îmbunătățiri acolo, să mai facem evenimente multe în fiecare... Am văzut poze de multe ori din Pârâng și era plin la tine în fața acolo. Vreau să aduc ceva, un radio național, să transmită de pe pârtie. Da, sunt soluții, evident. Sunt soluții care se poate face, să atragem că... În cât timp crezi că vei putea să primești turiști în cabana lui Cocone? Un an, doi? Nu știu cum va fi anul ăsta. Nu mi-am făcut niciodată presiuni și... Nu ți-ai pus targeturi? Nu mi-am pus target. Dacă va fi un an bun, n-aș mai avea mult de investit și poate la un sezon în iarnă deja să-i dau drumul. Acum eu mă motivez pe lângă ceea ce fac eu, încep și la vară zborurile mele din tandem și... Da, o să vorbim imediat și despre turismul de vară, pentru că e important, chiar dacă, doamnelor și domnilor, sezonul a fost extraordinar, trebuie să vedem dincolo de gard, pentru că e clar, acum e zăpadă, se va mai schia și de Paști, nu? Schiem de Paști, nu, Toni? Da, cu siguranță, la ce temperaturi am văzut, m-am uitat pe vreme acum pe 2 săptămâni, se anunță săptămâna aceasta o încălzire. Ușoară, dar eu... Sus acolo nu va fi atât de cald. Altitudine nu, va fi tot așa, frig, temperaturi nule noaptea
și câteva grade ziua. Dar după Paști, crezi că va mai ține zăpada? Teoretic nu ar mai avea forță, că dar pe părțile nordice, cum de exemplu, cum sunt foarte mulți pasionați acum de schi de tură, schi alpinism. Și schiul de tură mi s-a părut iară că a luat o amploare extraordinară. Deși am înțeles că echipamentul e destul de piperat față de echipamentul normal. Depinde, acum știi cum e, ca și la schiul normal sau ca și orice echipament, că depinde de dacă e mai de firmă, mai... Da, așa, mai de brand. Exact, dar nu e. Deja au început să apară și echipament second și poți să-ți... În condiții bune și pe părțile nordice și de altitudine o să avem zăpadă și în mai deschidătură. Mai se va schia foarte bine. Ar fi interesant să țină zăpada până în iunie, știi, și în iunie să intrăm direct în vară, știi, să crească temperaturile. De ce nu? Înainte de a trece, Tomi, la turismul de vară și ceea ce faci tu și cum crezi că putem dezvolta acest turism de vară, la Straja, din nou trebuie să recunoaștem, e puțin avansat, acolo există tabere de ani de zile. Organizat foarte bine tabere. Și tot felul de evenimente și de lucruri care se întâmplă chiar și vara acolo. Dar înainte de asta vreau să te întreb, cum e să fii cu buletin de pară? E frumos, acum am mai făcut, îmi fac demersurile cu tot cu finalul. E un lucru fantastic, asta a fost și dorința mea. Așa, o să ai număr de stradă numărul 1? Numărul alpina numărul 4. Numărul 4? Da. Așa s-a aliniat și de multe ori nu le așezăm noi. Sigur. Dată de la Dumnezeu. În ziua când a venit Jessica, fata mea, pe numele 26 octombrie, în ziua aia ne-am mutat la... Adică mai aveam ceva de lucru de reglat la centrală și am stat la nașii lui Jessica, la prietenii noștri, la Adi, la Rusu, am stat o săptămână și după o săptămână, după ce s-a născut, am dus-o sus la cabană. Deci va fi obișnuită Jessica cu tot ce e barâng acolo, va fi lumea ei. Toată iarna am ieșit afară cu ea pe pârtie, e călită deja. Deja are tot ce-i trebuie, nu are pedigree de campioană. Cum e? Deci, până la urmă, tu ești, o să ai buletin de parâng. Vei fi printre primii, nu? Da. Nu știu dacă ceilalți de acolo. Știu că la Rusu deja erau câțiva care își făcuseră domiciliu acolo, renunțaseră la cea, avuseseră în oraș și se mutaseră cu totul acolo. Acum, în munte, cred că ești printre primii, dacă nu chiar primul, nu? Da, că nu mi-e dificil să vin foarte repede în oraș. Eu, dacă spun, uite, am ajuns la emisiune la ora 6, eu la 5:30 am plecat de la cabană. Deci, să nu spui că ai venit în zbor. Nu am venit în zbor, dar am avut mașina aproape de cabană și am venit repede. Și unul de... Bun, ziceam că vorbim un pic despre turismul de vară. Ce poate să facă un turist? Pe lângă faptul, vine în parâng, zboară cu Tomi Coconea, un lucru extraordinar, l-ați văzut, doamnelor, și domnilor, și pe Andy Moisescu, și cred că ai mai zburat și alte vedete. Pe lângă zborurile de agrement, este traseul care e făcut de cel de mountain bike, de 3 km și un traseu foarte, foarte frumos și căutat. E un început deja, că au mai fost și cei de la Deona care au mai făcut ceva tabere, de au făcut un mini-parc sus în Parând. Traseele turistice care sunt foarte importante, sunt traseele medii, de la cel de mediu care e pentru de pregătirea fiecăruia, până în Parângul Mic sau până la Mija, până pe Cârja sau până în Parângul Mare. În Parângul Mic am ajuns și eu, să știi. Da. Cred că și ne-am și întâlnit acolo. Trebuie luate treptat așa, dar e ce se vede în spatele Parângului cu lacurile noastre glaciare și... Trebuie vizitat. Sunt trasee medii, nu sunt trasee grele, dificile, cu diferențe mari de nivel, spre curba de nivel. Deci, poți să faci downhill, nu? Să cobori pe drum cu mountain bike-ul? Da, este traseul care este... Sunt soluții. Da, sunt cabanele deschise și vara? Da, au început să se deschidă vara și s-a văzut că în ultimii 2 ani că... A prins contur, nu? Da, a prins contur. Super. E un lucru bun și vara asta, dacă până acum n-am reușit, vara asta trebuie să zburăm împreună tot. Teoretic o să trăiesc să ajungă să mai îmbunătățească niște servicii. Dacă se va pune și proiectul care s-a discutat și
la primărie cu Sania de vară sau care va fi foarte, foarte benefică pentru, pentru munte. La un moment dat o să facem o emisiune, Tomi, în care să vorbim cum a fost intrarea ta în politică și cum ți se pare că sunt hățișul ăsta administrativ-politic, pentru că e altceva, e nou pentru tine, nu? Da, mă bucur că pot să fiu așa un tampon, să zic, între partea turistică și partea administrativă, să putem să ne consultăm, să vedem ce facem, că e... Te respectă lumea în Consiliu acolo? Când... Da, nu au fost discuții multe contradictorii. Acum să vedem dacă și prezența ta acolo va ajuta până la urmă, pentru că totuși să ai un nume ca tine, în primul rând în parâng, pentru că asta e cel mai important, și în al doilea rând chiar și în Consiliul Local, ar trebui să stațiunea, miște stațiunea, roțile mai bine. Cu siguranță, dacă se va dezvolta, va aduce bani frumoși către primărie, către Consiliu și... Bani din care se pot face alte lucruri. Da, care se pot face alte lucruri și dezvolta frumos orașul mai departe. Deja colegii mei au pus pe ecran, Tomi, imagini preluate de pe site-ul X-Alps. Anul acesta, provocarea ta de suflet, aș putea să zic, al 20-lea an în care se întâmplă X-Alps-ul? Da, 20 de ani de X-Alps din 2003. Acum e pe 20. Extraordinar mi se pare că ai fost la toate edițiile. E a 10-a ediție, ediția aniversară pentru mine. Chiar... Da, e... Ai emoții? Nu, să zic constructive, așa, mă bucur că simt așa o apreciere frumoasă din partea organizatorilor și nu numai, cum spune, legendarul revine pentru a 10-a oară. Omul X-Alps, ai fost denumit în toate felurile, Running Man. Da, am schimbat niște reguli în competiția asta. Deci numele tău va rămâne chiar și după ce te vei retrage întipărit acolo la X-Alps, adică omul datorită căruia sau din cauza căruia, cum vrei să zici, am făcut multe schimbări la X-Alps. Da, va fi anul să fie interesant, că de la ediție noi a fost din ce în ce mai complicat și anul ăsta nu mai avem finish-ul la Monaco, ne din Franța, după ce trecem de Mont Blanc, ne întoarcem înapoi în Austria, deci avem cumva un tur și retur. Am înțeles, deci se cam dublează. Se cam dublează, da. Deci o să avem, da, o să fie foarte dificil. Dar ce mă bucur, iar o chestie bună, dacă voi reuși să fac o figură frumoasă, cu siguranță voi avea foarte mulți suporteri din România la finish, chiar aproape, în Austria. Da, o să vină mulți. Uite, Cristi Maurer, care a câștigat de câte? Două ori deja, nu? Nu, deja e a cincea oară. A cincea oară? Eu știam de numai de două, dar deci m-a depășit. Nu, din 2009, da. De din 2009 câștigă constant. Da. Nu l-ai întrebat ce mănâncă, ce face, de are asemenea parcurs. La o aceeași firmă de echipament sportiv de parapantă. Și, da, cum e ca om așa? Pare un tip detașat. Așa. Un tip detașat, un tip modest, un tip care îți dă un sfat, ne consultăm. Anul ăsta plec mai repede la antrenamente să... Vreau să te întreb, însă înainte de asta, m-am intrat astăzi pe site-ul X-Alps și eu fiind pasionat de ceasuri, mi-a atras atenția un ceas acolo și am constatat cu surprindere, dând eu click-uri peste click-uri, așa, am constatat cu surprindere că nu se vinde în România. Ceea ce mi s-a părut ciudat, adică, până la urmă, imaginea, dacă pot să zic așa, X-Alps-ului, ești tu care ești din România și ceasul competiției nu se găsește sau nu se vinde în România. Poate din cauza de ceva model... Probabil că am vrut să aflu cât costă, dar, da? Nu, dacă tot cu Sunto sau așa, deci e un model nou care... Da, e scria și pe curea, scria Red Bull X-Alps și așa mai departe. Deci nu, va fi... Modelul, probabil că e modelul de anul ăsta, nu? E modelul de anul ăsta și cu siguranță se va vinde și în România. Nu știu, m-am uitat acolo, erau toate steagurile, dar steagul românesc nu. Steagul românesc nu apărea, ceea ce mi s-a părut ciudat. Adică în țara lui Cocorea să nu vizi produsul deci, acesta. Cu siguranță e un model nou și se scoate pe piață.
de obicei noi avem modele de prototip și atunci când îl scoate pe piață... N-am reușit să aflu cât costă, dar probabil că prețul e prohibitiv. E prohibitiv de-a dreptul, dar sigur că nu e puțin lucru să ai un astfel de ceas. Ești în perioada de antrenamente, Tomi? Da, în perioada asta încă fac schi de tură și alergare în coastă, fac volum, pregătire, încă nu am reușit să încep zborurile termice, încă e frig. Da, încă e frig și iarna se mai lungește, dar pe măsură ce eu stau cu echipamentul pregătit, când permite temperatura, ți-ai luat zbor. Teoretic, prima, o să încep și zborurile și de distanță și așa mai departe. Acum sunt încă lucrez la partea de organizare a echipei, să ne pregătim să plecăm după jumatea lumii. Vă observam acum, uitându-mă și trebuie să le spun respiratorii, domnule și domnule, acestea sunt imagini luate de pe site-ul Red Bull Exalt și cu bucurie constat și remarc că, Tom, ești des în aceste imagini, ca să vă spun cel mai des aproape. Adică camera e cam pe tine, în general, din ce am văzut aici. Adică oamenii te prețuiesc cu adevărat. Știu că mergi în fiecare an când e competiția, mergi și faci o recunoaștere. Cât de important e un astfel de demers? E foarte important. În zonele unde am făcut și în edițiile anterioare, unde am făcut mai amănunțit recunoaștere, m-am dus foarte bine, fără greșeli și chiar și... Deci o iei chiar pe traseu, nu? Pe traseu. Bine, te pot schimba în funcție de condițiile meteo, mici ajustări în timpul competiției, dar nu, e foarte... Nu cu diferențe așa mari. E foarte important să mergi să faci recunoaștere, să nu stai atât mult pe instrumente, mai ales când ești în zbor, să zbori instrumental, să stai cu ochii pe GPS-uri toată ziua. E mai important să te concentrezi. Să știi ce e în jur, nu? Știi ce e în jur, să nu fii neapărat atent la orientare și doar la detalii de pilotaj, de amănunte, de relief, ca să mergi cât mai rapid, eficient și cât mai rapid. Și când... Deci unde am reușit să fac, cel puțin în primele părți ale competiției, când am reușit să fac recunoaștere mai amănunțită, m-am luptat în primii și nu am făcut greșeli. În momentul când am intrat într-o zonă neutră, nivelul competiției așa de mult a crescut, dacă faci o mică greșeală, ți-ai luat adio de la podiu, să spun așa. Ceea ce e o țintă importantă. Da, adică. E o țintă importantă, mai ales că de două ori am fost pe locul 2 și... E o nebunie de-a mea să fii pe locul întâi. De ce nu? Acum, dar eu zic că la cum e cursa anul ăsta de dificilă și mai ales că e și limitată la 12 zile, e învingător și cei care o termină. Deci, întotdeauna a fost așa, nu? Mi-aduc aminte din anii trecuți că... Nu au fost și unii care n-au terminat. Adică. Foarte mulți care n-au terminat. A fost etapă, de exemplu, în 2011, când am terminat numai eu și Maurer. Depinde. Iată, doi, din câți? Câți pleacă? 32, acum sunt 34. Deci din 32, doar 2 să ajungă la final, chiar spune multe despre competiția asta. Nu, adică... Este o competiție dură care îți întinzi limitele fizice și psihice la maxim. Au fost etapă când am slăbit și 10 kg într-o etapă. Tu care nu ești un tip gras, în niciun caz nu putem să zicem asta despre tine. Startul va fi în 20 iunie, tot la Salzburg? Da, tot la Salzburg. Uite, chiar acum e o imagine în 3D, mai ales acum tehnologia avansată, pe lângă live tracking-ul care ne poate urmări. Unde se uită, cred că, toată România când începe. Da, deci, am niște statistici și... În România au fost urmărită competiția de peste 4 milioane de oameni care cer cei... Din România? Din România. Extraordinar. Da, deci eu cred că nu sunt posturi de televiziune care deci 4 milioane au asemenea au fost, audiență. Deci audiențe foarte mari. Pe mine m-a ajutat din 2013 foarte mult și Mihaela Rădulescu. Mihaela Rădulescu, unde mi-a făcut o propagandă foarte mare și pe România a crescut anul, din 2013 a crescut foarte mult audiența. Mie mi se pare că anul ăsta ești într-un fel de vârf de mediatizare, mulțumită și lui Andy, evident. Da, și... Da, da. Și
Și adică mi se pare că ești, din punct de vedere mediatic, acum și ca și observator, pus mașe, și îți mulțumesc încă o dată că ți-ai făcut timp să vii, da, să vii astăzi aici, mi se pare că ești mult mai sus decât în alți ani. Adică ești deja mult mai cunoscut, mult mai remarcat. Asta mă motivează și mă împinge de la spate să muncesc cu aceeași perseverență și cu... să fac o figură frumoasă, mai ales că sunt împins de la spate și de oameni care mă urmăresc și e important să fiu motivat și... Dar întotdeauna ai fost super motivat, nu? Așa mi-e firea mea să fiu. Când competițiile sportive te motivează maxim, cred. Da, nu există... Mă face responsabil să muncesc înainte, să fiu în formă, să nu am scuze, deci... Deja nu mai accept eu scuze, să existe scuze dacă am făcut o mică greșeală sau am făcut ceva, să mi-o asum. Cât de mult contează vremea? Foarte mult. Foarte mult. Curenții, nu? Aceia termici de care tu vorbești. Foarte mult. Informațiile, strategia. Strategia, uite, un cuvânt care nu se folosește foarte des. Și sportivii, și mai ales un sportiv ca și tine, trebuie să aibă o strategie, cum abordează, să gândească din toate perspectivele. Să adaptezi imediat. Da, variabile, ce se poate schimba, adică foarte puțini sportivi am auzit vorbind despre strategie. Adică mi se pare extraordinar că tu o faci. În ediția trecută am zburat ca să finalizez aproape, că am finalizat cursa. Am fost până aproape de Monaco, din păcate am avut un blocaj renal și a trebuit să mă opresc, dar am zburat 2800 de kilometri și am alergat aproape 900, deci sunt niște statistici. Sigur, da, în contextul în care tu ai fost denumit de mai de mult, da, Running Man, nu? Adică... Da, deci sunt niște kilometri mulți și în zbor și terestru, mai ales că noi ne deplasăm cu echipamentul în spate în permanență și un efort foarte mare. Da, un lucru extraordinar. Și în continuare, Tom, ești singurul român, nu? Da, și ce mă bucur și ce mă motivează, pe lângă oamenii care mă urmăresc din toată lumea și din țară, mă motivează localnicii de acolo din zonă, austriecii, elvețienii, când i-am văzut cu steagul României, i-am văzut cu tot felul de cadouri, de exemplu, am niște primusuri care sunt tot felul de cadouri inscripționate, cu numele tău? Da, steagul elveții, steagul României, numele meu. Ceva. Ai unde să le iei? Unde să le pui când le primești? Sau le dai suporterului? Le primești la echipa suporterului. În general, când mă întâlnesc cu acești suporteri, în zonele de acces, unde și echipa e aproape, atunci le preia imediat echipa. Dacă altfel te-ar incomoda, mă gândesc. Dar sunt lucruri simbolice, frumoase, care le primesc și... Nu te deranjează foarte mult, doar stau așa foarte discret să fac fotografie rapid și când îi văd, mai ales când îi văd și cu steagul României, cum mă susțin și... Asta înseamnă că în cabana ta, când va fi gata, vei avea un colț. Da, am un colț pregătit unde vor fi fotografii, cred că ai sute de fotografii, dacă nu... Trofeele mele, care acum stau foarte mult prin cutii, care vor, anul ăsta sper să le scot la iveală și să fac acolo un colțișor frumos. Am văzut, Tommy, că și la Straja, când ne-am întâlnit, lumea vrea să facă poze cu tine, ceea ce evident e firesc. Da, e un lucru frumos. Asta, aici îmi dau seama câtă lume urmărește și câtă și lume cât, urmărește. Cât de mare e brandul tău deja, adică aș spune că e important. Te-ai gândit vreodată unde ești mai cunoscut? Ești mai cunoscut în România sau afară? Nu pot să fac o comparație. Bine, acum competiția respectivă, poate eu acum fi... Nu știu, competiția din cauza culturii sportive de afară e mai cunoscută competiția. Da, dar oricum în România s-a auzit de exact datorită ție. Că, și până să ne cunoaștem noi, eu n-auzisem în viața mea de treaba asta. Da, și a luat amploare și mai ales că și cultura sportivă la noi e în creștere foarte mare. Și eu zic, extraordinar. Și mai ales... alergările montane. Chiar acum, săptămâna trecută, a fost la stadionul la Arena Națională
concursul de ultramaraton săptămâna trecută, mm-hmm, și s-au bătut niște recorduri până aproape de recordul mondial. Deci s-a ajuns la să se alerge în 24 de ore 270 de km. Am văzut ceva pe Facebook, da? Deci la 277 la un kilometru de recordul mondial. Deci sunt niște baremuri și da, foarte motivat și foarte... Și foarte multă lume alergă, am sesizat, a luat amploare. A luat amploare. Și unii alergă chiar de... Da, da, și e în creștere. Și noi în Valea Jiului avem foarte mulți alergători foarte buni care merg... Tu ești și organizator de competiții, nu? Run the Leaf și așa mai departe. Da, da, și unde vreau să mai organizez niște competiții frumoase aici la noi în zonă, că... Se poate, uite, cred că tot spuneai de turism, uite și asta, prin evenimente și prin competiții, iar putem să atragem, să facem cunoștință. Să fie hotelurile pline. Da, de ce nu? Spune-mi ce informații mai ai despre un suporter de-al tău de acum 2 ani, Tibiu Șeriu, prietenul tău bun, ai fost aici în momentul în care el se afla la Yukon Arctic sau la... Da, mă bucur că... Ai făcut în jurul tău o pleiadă de vedete, să zic așa. Mă bucur că anul ăsta va fi aproape de mine. Vine din nou să te susțină? Da, vine din nou să mă susțină, împreună cu prietenii mei, și cu Alin și cu tășulea sa social și cu... Alinul Șeriu, pe care l-am avut, domnule domnule. Unde suntem ambasadori la proiectul care... Via Transilvanica, care trece și prin județul Hunedoara. Da, anul ăsta se vor fi deja în județul Hunedoara proiectul. Și nu mai, deja e un proiect mare care nu va mai dura mult și se va lega cu... Deci rămâne ceva, nu? Adică face și acest drum extraordinar și vreau să le spun telespectatorilor că Alinu Șeriu a intervenit și cred că în 2-3 rânduri aici la emisiune, chiar tu te aflai în studio în vreo 2 rânduri în care am povestit despre aventurile lui Tibi din zona arctică. Știm că ultima dată a trebuit să fie oprit pentru că nu și-a dat seama, dar a început să îi degere picioarele și a fost oprit de către medici. Evident, cunoscându-l pe Tibi, pentru cei care a citit și cartea, nu s-ar fi oprit niciodată dacă ar fi fost după el, dar n-a avut ce face și a trebuit să se oprească. Și cred că e un lucru mare că doi sportivi atât de cunoscuți, pentru că și Tibi Ușeriu este, cred că, ultra cunoscut și pățește ca tine, cred că, la fiecare apariție toată lumea se îmbulzește să facă poze cu el. E un tip modest și un tip muncitor și lucrează împreună fizic acum și la plantări și la traseu. Am văzut. Deci nu, indiferent de, eu zic că asta e foarte important, indiferent unde ajungi și ce faci, niciodată să nu uite unde ai plecat și să fii acolo și să faci cu suflet. Sigur, sigur. Mă gândeam acum că poate după ce te întorci de la X-Alt și mai ales dacă va fi și un rezultat bun, dar și dacă nu, oricum rămâi și vei fi întotdeauna campionul nostru, poate n-ar fi rău să gândim împreună, Tomi, niște proiecte de acest gen, de mediu, de aceste lucruri, pentru că pare că aici în zona noastră nu dăm o mare importanță acestor. Chiar m-am gândit să am o discuție și cu liceele și cu școlile din Vale. Uite, o chestie foarte benefică, să facem o muncă patriotică într-un weekend, cumva, să adunăm pietrele de pe pârtie, dau un exemplu. Da, cred că s-a mai întâmplat, da, cel puțin la nivel teoretic, cel puțin odată. Nu, adică să, pe lângă că ecologizări s-au făcut foarte multe și să fac în continuare, muntele deja arată din ce în ce mai curat și mai bine. Da, eu am un plan și chiar o să te rog să mă ajuți să facem la un moment dat un proiect de mediu în care să plantăm undeva și trebuie să identificăm împreună un loc și o să apelez și la primărie pentru asta și să plantăm așa, să facem o pădure, să ne strângem noi și evident să aducem și tineri de la școli, de la licee, de la universitate, de ce nu, și să plantăm într-un weekend, nu știu, 100 de copaci, 200 de copaci, cât putem noi. Pentru că lucrurile astea trebuie să fie în atenția noastră și evident că un nume ca tine, dacă se va alătura unui astfel de proiect, va împinge lucrurile mult. Siguranță la asemenea proiecte, mă bag cu drag și cu
Uite, să știi că ținem legătura pe subiectul ăsta și o să o facem, dacă nu reușim în primăvară, trebuie să stăm până la toamnă, nu? Că primăvara și toamna se întâmplă. Tomi, câte vezi? Mai avem 5 minute. Câte vezi participând? Până la ce vârstă? La X-Stars. Că mulți își pun întrebarea dacă va fi anul meu de retragere, fiind a 10-a oară. Chiar te gândești la retragere, ca o paranteză? Nu știu dacă mă gândesc neapărat la retragere. Acum depinde cum mă simt. Sunt o fire încăpățânată și fac... În sensul bun acum, nu? În sensul bun. Și fac mișcare și fac sport. Acum dacă mă simt că nu mai sunt în parametri, cu siguranță trebuie să fiu conștient și să-mi anunț retragerea. Dacă nu, poate mai particip, cel puțin o ediție, să vedem. Deci încă 2 ani te simți în stare. Așa spun, deocamdată eu... Dar cum ți se pare faptul că, deși condițiile sanitare nu sunt cele mai prielnice, să zic așa, vorbeam la începutul emisiunii, că stațiunile din Austria nu prea au fost deschise. Da. Am zis că nici în Elveția nu s-au mișcat lucrurile, nu știu, în Italia nu mai mi-amintesc cum au stat lucrurile. Cum ți se pare că totuși organizatorii au luat decizia să țină această competiție? Păi, oricum, și acum se ia tot felul de măsuri și e dificil și pentru ei, mai ales că traversăm 5 țări și... Sigur, și că... Numai de Austrie. Și știi cum e, fiecare țară e cu politica ei, știi? Cu politica ei și va fi nevoie de tot felul de aprobări și... Teoretic, noi să fim serioși, suntem 36 împrăștiați. Sigur, nu există pericol între voi, nu, dar mă gândesc că se va strânge lume la start, pe traseu. Da, dar sunt foarte civilizat și dacă se va... Vor fi probabil cu măști, vor fi cu măști și la start o să stea acolo, mai ales că totul în natură și în piața Mozart și sus la Geisberg. Cu siguranță vor... păstra anumite reguli. Te-ai vaccinat? Te gândești să te vaccinezi înainte de plecare? Momentan nu m-am vaccinat, că am considerat că dacă sunt, cum să zic, și destul de retras acolo în munte, da, și am imunitatea destul de bună. Dacă nici tu n-ai imunitate, tot mi-a tot șire. E important acum pentru cei care sunt cu probleme să le dăm prioritate și după aia, da, o să... Deci nu ești împotrivă. Nu sunt împotrivă, nu. Că știi că există această temere și, din păcate, există și probleme. Am mai povestit aici la emisiune. Da. Eu mi-am dorit să mă vaccinez de mai mult timp și abia am reușit după ce mi-am schimbat și locația, după ce mi-am schimbat și vaccinul și așa mai departe. Se mai relaxează situația când va fi cazul. Nu te dai în lături. Nu. Dar cum vei pleca, probabil că vei face teste, nu? Da, vor exista niște teste obligatorii care le fac și... Sper să nu la fiecare trecere dintr-o țară în alta să te oprească și să... Da, nu cred că e cazul. să nu exagerăm chiar așa. O să mă conformez cu tot ce o să-mi ceară. Sunt convins că vorba ta, al 20-lea an de X-Alps îți va purta noroc. Mi se pare totuși extraordinar de 20 de ani să particip la această competiție. E un lucru, cred că și telespectatorii și poate se vede și pe mine, sunt deosebit de încântat. Sigur, eu sunt prieten cu Tomi de mai mulți ani, ne cunoaștem bine de multă vreme, dar această chestiune mă bulversează cumva, pentru că îmi dau seama că arată atât de bine și uite ce performanțe are Tomi. Ceea ce eu n-am reușit, din păcate. Tomi, ce să zic, îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Nu mi-ai spus când pleci în Austria. Cel târziu, la jumatea lui mai, o să plec și o să fac antrenamentul înainte și o să rămân acolo. Și nu mai vii acasă deloc? Păi nu, noi trebuie să fim înainte cu o săptămână de start. Pe 17 iunie avem prologul. Deci o să am 3 săptămâni efectiv de antrenament acolo, ar fi obositor să mă duc, să mă întorc, da, și cheltuiala mai mare și toate. Și așa mai departe. Tomi, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la emisiune. Doamnelor și domnilor, treceți-vă în calendar, 20 iunie 2021, Tomi Coconea ia startul Rael la Red Bull X-Alps, iată că m-am emoționat pe sfârșit, a 10-a ediție, o performanță extraordinară. Fiți cu ochii pe Tomi și de asemenea și pe emisiunea noastră.